bună seara și bun găsit la emisiunea Actualitatea Mara Media. Urmărim pentru început despre ce vom discuta în această seară. Subiectele zilei din Maramureș la Actualitatea Mara Media. De aici știi care sunt știrile din Maramureș. Membrii Mișcării Populare vor activa din nou sub sigla și denumirea Partidului Mișcarea Populară. Curtea de Apel București a respins cererea de înregistrare în Registrul Partidelor Politice a Mișcării Populare. Această decizie anulează legal alegerea fostului președinte Traian Băsescu la conducerea partidului. Factorii meteorologici din această perioadă sunt extrem de periculoși pentru populație. Oscilațiile de temperatură bruște, care se înregistrează la intervale foarte scurte de timp, duc la probleme serioase de sănătate, spun specialiștii. Polițiștii băimăreni au fost supra-solicitați astăzi, asta pentru că aproximativ 600 de copii au cerut atenție și au pus 10 de întrebări cu privire la tehnica de lucru expusă în curtea Inspectoratului de Poliție județean. Membrii Mișcării Populare vor activa din nou sub sigla și denumirea Partidul Mișcarea Populară. Curtea de Apel București a respins cererea de înregistrare în Registrul Partidelor Politice a Mișcării Populare. Această decizie anulează legal alegerea fostului președinte Traian Băsescu la conducerea partidului. Din 18 martie, Mișcarea Populară a redevenit Partidul Mișcarea Populară. Am aflat că înregistrarea Mișcării Populare a fost respinsă la solicitarea procurorilor. Este fără precedent ca procurorii să facă o contestație la înregistrarea unui partid. Mai mult, judecătorii Curții de Apel București au admis contestația în complet de divergență, deși zilnic sunt înființate noi partide. Trebuie să respectăm decizia, o fi consecința faptului că secta Securității Naționale a stabilit că în România trebuie să existe doar două partide mari controlabile. V-ați încurcat, băieți, vom candida la locale sub numele PMP și cu simbol mărul. PMP reface listele de semnături pentru candidați, a scris Traian Băsescu pe o pagină de socializare. Pentru 27 martie, PMP a programat un congres extraordinar la Palatul Parlamentului. Adrian Todoran, președintele PMP Maramureș, este prezent în studioul Mara Media. Bună seara și bun venit! Bună seara, mulțumesc frumos de invitație! În primul rând, aș vrea să lămurim această situație cu Mișcarea Populară și Partidul Mișcarea Populară. A fost o veste surprinzătoare, aș putea să spun, pentru voi, primită în data de 18 martie. Sigur, a fost o veste neașteptată, ilogică, dar pot să vă spun că nu afectează cu nimic decursul și demersurile pentru ca Partidul Mișcarea Populară să-și depună liste de candidați, liste de consilieri locali, consilieri județeni, cât și de primari. A fost o chestie neașteptată pentru că e fără precedent în istoria României după 89, când procurorii se implică activ în stoparea unui partid pentru a fi înființat. Nu este normal. Eu cred, Adrian Todoran, că nu este normal. Cred că procurorii au alt rol. Cred că procurorii trebuie să aibă grijă de mile și sutele de dosare de corupție. Nu cred că a fost o problemă așa de gravă încât procurorii să piardă câteva săptămâni, luni de zile cu denumirea unui partid. Cred că este un lucru grav pentru societatea noastră și cred că este un lucru care nu și are justificarea la 26 de ani după Revoluție ca statul să mai circule sau să mai funcționeze ca un sistem securist. Este o problemă care, nu știu, pare la un moment dat și haioasă. Adică într-o zi se înființează zeci de partide cu denumiri și cu semne complexe și tu te agheți de singura formațiune politică cu un lider adevărat, Traian Băsescu, și singura formațiune care este într-o creștere permanentă. Da, cred că le-a fost frică, cred în continuare că le este frică de Mișcarea Populară. Te-a uitat un singur lucru. Mișcarea Populară există și există prin oameni, nu prin semn electoral, nu prin denumire. Mișcarea Populară este o formațiune care va participa la alegeri pentru că am participat în două tururi de scrutin, atât la europarlamentare, sub denumirea PMP, cât și la cele prezidențiale. Am fost validați de cetățeni, de oameni simpli,
de oameni care le-au păsat de țară și le pasă de țară, iar noi pierdem timpul și căutăm asemănări între Fundația Mișcarea Populară și Mișcarea Populară. Cred că a fost un episod trist, dar din viața procurorilor, nu a noastră a Mișcării Populare. Vor exista sau nu probleme cu depunerea listelor? Adică voi, pe plan local, trebuie să mai întocmiți anumite liste sub sigla PMP? Sau? Nu vor fi nicio problemă. Asigur, toți acei oameni care sunt pe listele noastre, deși cu o bună parte am vorbit, oamenii, credeți-mă că au înțeles lucrul acesta, n-au fost probleme, poate, cum s-au așteptat alții. N-au fost probleme de percepție. Oamenii care știu acest lucru, știu că Mișcarea Populară a existat, iar legat de liste, da, vor fi o chestie fictivă. Nu o să-ți depui lista ca Mișcarea Populară, ci o să-ți depui lista ca Partidul Mișcarea Populară. Știți cum e? Avem noi o vorbă în Maramureș. Nu mor caii când vor câinii. Și deși alții au strâns din dinți crezând că pot să scoată de pe scena politică un partid nou, un partid care într-un interval scurt de timp a adunat în jurul acestui nucleu lui Traian Băsescu și a liderilor județeni în fiecare județ, oameni noi, oameni corecți și oameni care vor să se implice și să schimbe multe lucruri în comunități. Deci credeți-mă, nu există nicio problemă, e doar o formalitate de hârtii. Să nu uităm că statul se încurcă în hârtii. Nu poți să accesezi fonduri europene pentru ușor, pentru că te încurci în hârtii, în birocrație. Uitați, asta este țara în care noi trăim după 26 de ani. Ne încurcăm în birocrație, în hârtii, în semnături, mergi la finanțe, trebuie să stai la un ghișeu, să plătești, în cealaltă parte să-ți ia banii. Cam asta este România, care trebuie schimbată. Și trebuie schimbată printr-o generație de politicieni noi, printr-o generație de oameni politici tineri, ca și mentalitate, nu neapărat ca și vârstă. Și cred că Mișcarea Populară este soluția în fiecare comunitate. Aș vrea să lămurim concret și concis. Cum s-a ajuns de la Partidul Mișcarea Populară la Mișcarea Populară? Ca să înțeleagă și telespectatorii că probabil unii își pun semne de întrebare. E simplu. Într-un congres am hotărât împreună să scoatem acest cuvânt partid, pentru că dacă faceți un sondaj, vedem că lumea cel mai mult este scârbită de parlamentar și de parlament. Iar acolo se poate ajunge doar printr-un partid politic. Și am vrut să eliminăm acest cuvânt partid. Se pare că procurorul le place cuvântul partid. Pentru că în substrat se știa că noi vom putea candida. N-a fost o problemă. Au încercat să dea o lovitură de imagine ca lumea să fie bulversată. Să zică, domnule, oamenii lui Băsescu nu mai pot candida. Greșit, oameni buni. Oamenii lui Băsescu și oamenii acestui partid au fost și înainte să vină președintele Traian Băsescu. Și revenind la faptul că oamenii nu înțeleg, vă spun că oamenii chiar înțeleg. Oamenii știu și văd, pentru că 10 ani de zile președintele Băsescu a fost tocat de dimineață până seara pe postul de televiziune, care o parte din ele și-a dat seama că au greșit. Și-au dat seama că soluția corectă este Traian Băsescu. Să nu uităm că a fost singurul politician care, din păcate, din nou trebuie să-i dăm dreptate. Președintele Băsescu a spus că este o gravă problemă și o decizie incorrectă cu imigranții. Cu tristețe vedem ce s-a întâmplat în Europa, dar mai cu seamă vedem ce s-a întâmplat acum în Belgia. Bruxelles a fost răvășit de această problemă a imigranților. Iar noi, România, cu un președinte care nu înțelege politica, cu un președinte care crede că politica sau președinția unei țări se conduce din concedii, din străinătate,
acceptat ca România să primească imigranți. Cine credeți că și-a răspunderea pentru această decizie a lui Iohannis? Public întreb acest oameni care au votat înspre Iohannis și au crezut că este o schimbare, că va fi o schimbare. Oameni buni, dacă acest om se împotrivea, noi nu aveam semnat un acord prin care trebuie să primim aproape 5.000 de imigranți. Cine garantează? Garantează domnul Iohannis că între cei 5.000 nu vor exista acești teroriști care au presărat doar moarte și doar frică între cetățenii Belgiei. Garantează domnul Iohannis că aceste lucruri nu se vor întâmpla în România? Traian Băsescu a subliniat foarte dur. A avut o poziție dură atât împotriva lui Angela Merkel, cât și împotriva lui Iohannis, care a mers pe burtă și n-a ridicat nicio pretenție, o lovitură împotriva Europei și să lovească cu un argument solid. România nu acceptă așa ceva. Gândiți-vă că este o problemă de actualitate, gândiți-vă că există probleme de cultură, de religie, integrarea nu este ușoară, iar integrarea lor este mult mai scumpă, mult mai usturătoare la buzunar decât să ne integrăm noi oamenii noștri săraci. Noi acceptăm străini să-i ajutăm, dar pe noi nu-i ajutăm. Gândiți-vă că acest guvern de tehnocrați, care este guvernul domnului Iohannis, tranșa a doua, pentru că umblu foarte mult în județ, tranșa a doua de subvenție la APIA nu a fost dată. Ne întâlnim cu atâția oameni, cu atâtea probleme. Dar și acum lumea a început deja să se teamă și pentru România. Și se întreabă lumea, în ultima zi, așa se va ajunge și în România, într-o Românie creștină. Vom ajunge să facem moschee decât să terminăm bisericile noastre. Vom ajunge să investim în educarea unor străini încât să ne educăm oamenii noștri. Vedem deocamdată că acești refugiați ocolesc țara noastră, cel puțin pentru moment. Dar gândiți-vă în felul următor. Noi am dat un acord pentru moment, dar credeți-mă, acei care vor să facă rău comunității noastre române, ăia nu vor ocoli. Eu am strădat, ocolesc. Dar în ce condiții? Faptul că au vrut să vină 10 oameni și n-au venit acum 10 oameni. Dar cine îs? Acei teroriști bine calați, bine instruiți, luni de zile, ani de zile, ăia vor veni. Dacă vă îndoiți că acei teroriști nu vor ajunge în România, cred că greșim să punem așa problema. Gândiți-vă că noi nu avem un sistem de securitate bine pus la punct să facem față unor asemenea atacuri. Asta e atribuția, nu? Sistemelor de securitate și a celor care sunt în acest domeniu să prevină astfel de nenorociri. Vreau să vă întreb că tot ați vorbit despre nemulțumirile oamenilor. Știu că ieșiți în teren, aveți multe întâlniri cu cetățenii. Ce doleanțe mai au ei? Un lucru care mă bucură foarte mult, faptul că Partidul Mișcarea Populară, PMP, se întărește și s-a întărit cu fiecare săptămână și cu fiecare întâlnire. În Mișcarea Populară, cetățenii au văzut acei oameni sinceri, corecți și îndreptați înspre problemele cetățenilor. Există foarte multe probleme. Există probleme comune, cum ar fi, de exemplu, în Baia Mare, lipsa locurilor de muncă. Și există probleme pe cartiere, cum există probleme la Rozavlea, care nu sunt cele cu acelora din Ulmeni. Și problemele oamenilor sunt multiple. Dar aș vrea să vă subliniez în felul următor. Baia Mare, conform unui studiu a ziarului financiar, în ianuarie 2016, Baia Mare s-a situat pe locul 33 din 41 de județe ca salariu mediu pe economie. Gândiți-vă că noi în Baia Mare ne lăudăm cu sărbători, ne lăudăm cu rondele, ne lăudăm cu flori, dar suntem pe locul 33. Nu știu dacă vă vine să credeți, dragi maramureșeni, dar noi suntem în spatele
atât a Satul Mare cât și a Sălajului. Ca și salariu mediu per economie. E o gravă problemă. Uitați, aceasta este problema mare a mureșenilor și a băimărenilor. Iar legat de problemele din Baia Mare, pot să vă spun că la un moment dat se discuta că sunt oferte de locuri de muncă. Sunt oferte de locuri de muncă de ospătari, barmani, sunt locuri de muncă bucătari, vânzători, cu un salariu mic din punctul meu de vedere. Pentru că munca unui barman e grea, munca unui vânzător toată ziua stat în picioare e grea, dar cu salarii mici. Nu sunt locuri de muncă bine plătite, nu sunt locuri de muncă pentru cei care termină o facultate, numai noi câți prieteni cunoaștem care sunt la facultate la Cluj, Timișoara, Arad, București. Nu cred că îmi puteți spune 10 persoane, eu nu pot spune 10 persoane, care s-au întors în Baia Mare. De ce? Din cauza unor locuri de muncă pentru studiile efectuate și din cauza unor investitori care să vină să creeze acele locuri de muncă bine plătite. Pe surse și pe zvonuri se aude că investitorii nu vin în Baia Mare. Se aude, mai aud și eu așa, pe la colțuri, comisioanele sunt mari, nu știu la ce se referă. Nu se poate să închidem un oraș și să avem un oraș închis în ultimii 5 ani de zile, 3 ani de zile. Nu a existat un investitor puternic care să creeze 500 de locuri de muncă. Asta este și soluția pentru care noi, Mișcarea Populară, venim în fața băimărenilor cu un profesor. Venim cu un om corect, venim cu profesorul Justin Talpoș, un om care știe problemele pentru că atâtea generații de copii, atâtea generații a educat, a cultivat. Școala e singura noastră șansă. Cred că Justin Talpoș, profesorul Justin Talpoș, poate schimba Baia Mare cu o nouă percepție. Fiind și director de școală, fost director de școală, a dezvoltat școala Lucian Plaga, fost la numărul 8. Cred că Justin Talpoș este o soluție corectă și morală pentru Baia Mare. Cred că băimărenii nu trebuie să mai aleagă acei oameni care au probleme în justiție. Nu cred că trebuie să mai aleagă acei oameni care sunt anchetați, cercetați. Nu cred că pe dumneavoastră v-au chemat vreodată vreun procuror. Mă îndoiesc de acest lucru. Cred că băimărenii au nevoie de o soluție corectă și morală. Iar legat de Maramureș, maramureșenii circul foarte mult în zona Maramureșului istoric în ultimul timp. Zona de Codru este apropiată de Lucian Morar și un nucleu foarte serios, de oameni corecți. Iar zona de Lăpușul Românesc, zona de Târgu Lăpuș, tot ce înseamnă zona respectivă este o zonă cu oameni cu tradiție și cu religie. Cum, în general, maramureșenii sunt oameni credincioși. Sunt probleme atipice. Acum, în marea nemulțumire a celor de peste deal, este acest drum care face legătură cu Maramureșul istoric. Gândiți-vă că drumul de peste Gutâi a fost inaugurat de domnul prefect cu ture și trâmbițe. S-a tăiat panglică. Am fost la începutul săptămânii și era lucru. Vine, plec înapoi în Maramureșul istoric. Nu se poate un drum, dragi maramureșeni, plătit din banii noștri, a tuturor, ca după 3 luni de zile, după 4 luni de zile, să intre în reparații înapoi. Nu e normal. Asta ar trebui să facă procurorii, din punctul meu de vedere. De ce se inaugurează un drum și în 5 luni de zile se reface drumul respectiv? Ce campanii? Totul se face doar în campanie electorală? Nu e normal. Cred că maramureșenii și-au dat seama de actuala clasă politică și nu cred că pe unii politicieni o să-i salveze notorietatea. Pentru că notorietatea unui om nu trebuie să se transforme în intenție de vot. Dacă oamenii vor o schimbare, nu cred că trebuie să mergem pe aceiași oameni pe care îi cunoștem toți din 90 încoace. Sunt 26 de ani cu aceeași clasă politică.
s-au peindat de la partide și pe funcții diferite, dar nu au făcut nimic concret pentru Maramureș și Maramureșul, din punctul meu de vedere, e necorect să fie un județ închis, pentru că avem atâtea frumuseți, avem atâta tradiție care trebuie dezvoltată, exploatată. Nimeni nu pune accent pe aceste elemente cheie pe care le poate prezenta Maramureșul. Mișcarea populară în proiectul de dezvoltare a Maramureșului merge pe două componente foarte importante. Turismul și agricultura. Cred că se poate dezvolta Maramureșul prin aceste două segmente. Și prin aceste două segmente. Iar soluția mișcării populare pentru propunerea în Consiliul Județean înspre a fi președinte este Lucian Mora. Un tânăr primar, la al doilea mandat, un tânăr care a demonstrat într-o perioadă grea că poate realiza lucruri serioase. Un obiectiv strategic pentru județ este podul peste Someș. Sigur, o să mizăm foarte mult pe acest lucru, pentru că noi, în schimb, avem cu ce ieși în fața maramureșenilor. Noi, cei care îl susținem pe Lucian Mora. În Mișcarea Populară au venit oameni puternici. În Mișcarea Populară au venit oameni serioși și surprinderea plăcută, fără să mă repet, e că chiar le pasă oamenilor de județ. E adevărat că n-au venit oameni cu o notoritate foarte mare. Dar credeți-mă că acei oameni care în comunitățile lor se implică, le pasă și candidează la primării, la Consiliul Local, sunt exact acei oameni care sunt buni pentru comunitate. Nu venim cu candidați de 26 de ani, aceiași oameni politici. Dragilor, cum vrem să schimbăm un lucru mergând tot cu același lucru? Că astăzi e la PSD, mâine e la PNL. Sunt cazuri în județ prin care până acum candidat la primărie era de la PSD, viceprimar PNL. Acum ce au făcut? Candidatul PSD s-a dus la PNL, candidatul PNL s-a dus la PSD. Pentru că au simțit că nu mai e un anumit partid pe val și trendul oamenilor este să voteze alt partid. Oamenii trebuie să voteze oameni, nu partide. Partidele sunt doar chestii pe hârtie. Ați văzut cazul concret, Mișcarea Populară. E o chestiune pe hârtie, dar în teritoriu avem acei oameni, avem acei, n-aș folosi cuvântul specialiști, dar avem acei oameni care le pasă și vor schimba fața localităților lor. Ați vorbit despre turism, dar pentru asta este nevoie și de infrastructură rutieră, nu? Pentru a dezvolta turismul în zonă. Aveți, nu știu, un program în acest sens? Care este politica PMP-ului pe partea de infrastructură? Cu siguranță, Mișcarea Populară nu vrea să inaugureze un drum și peste 4 luni de zile să vină în reparații. Sigur, infrastructura se poate discuta, pentru că o parte din drumuri aparțin de Consiliul Județean, o parte din drumuri de primării. Și ce se va întâmpla, dragilor? O să arunce fiecare pisica în ograda celorlalt ca să treacă perioada de campanie. În perioada de campanie o să spun, domnule, aparține de mine, aparține de Consiliul Județean. Doar ca să mai feteze primarul și să-și ia din punctele negative. Dar infrastructura este esențială pentru un județ. Iar drumurile noastre, drumurile, nu știu, maramureșenilor, arată sub un, ca după al doilea război mondial. Nu se poate să existe reparații care în 3 luni de zile se duc naibii. Nu e corect, nu e moral. M-am săturat din banii mei, din banii dumneavoastră, să se facă astfel de lucruri. Nu e corect. Oameni buni, iubiți un primar, iubiți o echipă de consilieri. Dar uitați-vă ce au făcut. Credeți că e suficient să plantăm flori? Credeți că e suficient să avem spectacole? Cu ce ne ajută? Ne ajută la suflet. Dar să avem un trai mai bun, să avem un salariu mai mare, să ne permitem, nu știu, un concediu. Există lucruri care nu s-au întâmplat în Maramureș. Vorbim în Maramureș și în Baia Mare de o generație îmbătrânită. Baia Mare
cu părere de rău. Pe zi ce trece, pe an ce, de, care trece, tot o generație mai îmbătrânită, mai îmbătrânită. De ce? Pentru că generația noastră, cea care vine, generația 40, nu prea se mai întorc în Baia Mare. Nu prea mai vin să arate pentru ce au făcut școală, nu mai vin să rămână în Baia Mare și rămân acei oameni normali care își duc normalitatea în fiecare zi. Și cred că și Baia Mare, cât și Maramureșul, trebuie să exceleze în zona de Ardeal. Maramureșul, n-aș vrea să fiu rău față de alte județe, dar cred că Maramureșul este oglinda Ardealului. Cred că Maramureșul are ce să arate, să arate și depinde de noi dacă punem în evidență. Nu cred că Sălajul, nu cred că Satul Mare, care sunt în fața noastră, ca și salarii, se pot lăuda cu altceva. Cu ce? Sunt un maramureșan care, îmi iubesc județul, sunt un om care îmi iubesc orașul. Dar pentru chestia asta trebuie să ne dorim toți. Trebuie să facem o schimbare, iar schimbarea vine cu acei oameni noi și nu cu cei care au demonstrat timp de 26 de ani și au putut realiza. Trebuie să dăm o șansă acelor oameni care vin cu proiecte serioase și nu cu promisiuni. Sigur, în campanie îi vedem pe toți cei mai mari ecologiști, îi vedem, merg, gunoaie, sapă, perfect, oameni buni, să fim serioși. Unii au fost acum 6 luni de zile, unii au fost acum un an de zile. Vorbim de acești parlamentari. Unul dintre ei candidează la primăria Baia Mare. Cu ce se poate lăuda? Se poate lăuda cu pensiile speciale care au ridicat mâna. Nu trimitem în Parlament oameni pentru pensii speciale pentru ei și nu trimitem oameni în Parlament pentru a pierde timp, o lună, două, trei, cinci, cu o lege a fumatului pro și contra. Adică noi am pierdut 6 luni de zile să ne batem dacă fumăm sau nu fumăm în localuri. Cât e amenda? Că amenzi, din punctul meu de vedere, extraordinar, e foarte mari. Noi nu ne pierdem timpul în Parlament să facem infrastructură, să creăm locuri de muncă în țară, să aducem investitori în țară. Nu, noi ne pierdem timpul să ridicăm mâna pentru pensii speciale. Și acum ce facem? Venim și cerem votul cetățeanului pentru a face același lucru la Baia Mare. Cred că oamenii văd acest lucru, dar nedumirea mea e în felul următor. Dacă și mulți văd, de ce nu ies la vot? Pentru că la vot vor ieși nucleele de partid. Iar nucleele de partid e acea clică aservită la cele două partide mari care au reușit să-și introducă unchi, mătuși, verișori în toate posturile cheie și în toate deconcentratele. Era omul simplu, dezamăgit, supărat, necăjit, e scârbit și zice, domnule, cu ei, fără ei, țara tot așa merge. Greșit. Trebuie să le dăm o lecție. La acest an sunt două rânduri de alegeri. Trebuie să le dăm o lecție a celor care ne cred proști. Nu neapărat să vă creadă proști. Probabil lumea e sătulă să vadă aceleași fețe. Dar credeți-mă, partidele mari chiar ne cred proști, ieșim cu aceiași oameni. Dacă după 26 de ani ieșim tot cu aceiași oameni sau după 6 ani de zile cum are domnul deputat pentru a candida la primăria Baia Mare și este în fața cetățenilor cerând un vot, cred că chiar ne cred, nu știu, că nu gândim. Pe final vreau să vă întreb în ce stadiu sunteți cu listele pentru candidați? Listele pentru candidați sunt în proporție de 90% gata. Micile modificări pot să apară pe acele organizații care încă se lucrează și noi nu am stabilit o ordine. Noi nu avem ordinea pe listă. Noi nu suntem un partid care să promitem locuri pe listă. Noi suntem un partid care dă șansa tuturor să muncească. Acesta este motivul pentru care în rândurile noastre există oameni cu studii superioare, oameni cu studii medii și oameni simpli.
Pentru că nu punem accent doar pe acei oameni care au 4 facultăți. Pentru că într-o comunitate contează omul să fie gospodar. Cred că într-o comunitate, dacă te uiți în curtea unui om și îi mai cunoști și familia și îți dai seama că e dintr-o familie bună și dintr-o familie care, fără prea multe scandaluri, certuri, știți cum e la țară? Că toți suntem copii și eu am crescut la țară. Sunt un tânăr care am copilărit și mi-am trăit copilărie la țară. Să știe de Vasile din Deal, de Ion din, de lângă biserică. Și atunci cred că trebuie să li se dea o șansă a acelor oameni care n-au notorietate, dar sunt oameni cu o imagine bună în comunitate și care, oameni buni, îi vedeți că vin și le pasă. Pentru că mulți dintre dumneavoastră nu vă cunoașteți consilierii locali. Am făcut acest exercițiu, cred că în peste 60% din comunitățile și spre 70% în care am fost. Am întrebat să-mi spună 3 consilieri locali. Credeți-mă că în afară de numele primarului și eventual a viceprimarului, n-au știut încă 2 sau 3 nume să mi se spună. Și atunci am dat seama că avem nevoie de acei oameni care sunt în comunități respectați, sunt oameni care nu stau la mâna primarului pentru că au o firmă și primarul îi dă să lucre, să pună pavaje sau să ducă 2 rabe de balastru. Sigur, noi ne-am bucurat să fie campanie tot la 6 luni de zile, pentru că atunci mai vedem și pe primar prin sate, îi mai vedem și pe unii primari. Vreau să subliniez spre unii primari. Îi vedem printre cetățeni, îi vedem că le pasă de problemele noastre a tuturor. Și cred că soluția pentru fiecare comunitate este nu neapărat soluția actuală, care o prezintă un actual primar, pentru că 99% merg cu aceiași oameni. N-am văzut un partid să-și schimbe primarul. Să zic, dom'le, nu, noi nu mai mergem cu primarul X. Totul se calculează în voturi și nimic nu se calculează în avantaj pentru cetățean. Nimic nu se calculează din actuala clasă politică în realizări pentru cetățean. Totul se calculează în voturi. Și știți ce? În voturile noastre. În voturile mele, a dumneavoastră, a mamei mele, a mamei dumneavoastră, a cetățenilor simpli. Un primar este catalogat după voturi. Câte voturi poate aduce la partid și la Consiliul Județean? Și prostia mare este că noi le dăm acele voturi pentru care ei negociază. Nu e corect și nu e moral. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Așteptăm să finalizați listele și să ne anunțați. Va mai avea loc o prezentare oficială a candidaților? Sigur. Vom avea din nou un congres la Baia Mare, unde vor fi prezentați toți candidații. Țin să subliniez faptul că n-am prezentat la ultima întâlnire congres, când a fost prezent și domnul președinte Traian Băsescu, pentru că au fost localități și sunt localități în care avem 2 candidați, chiar acum într-un oraș, fără să-i dau numele, avem 3. Nu știu, toți sunt buni, toți au o parte bună. Cum vom face o înțelegere? Fiecare cu pro și contra. Chiar săptămâna asta, în weekend, o să mergem într-un oraș din Maramureș să tranșăm problema, pentru că vrem candidați. Da, aveți de lucru în 2 cuvinte. Vă mulțumesc pentru prezență. Noi luăm publicitate și revenim. Actualitatea Mara Media. De aici știi tot ce se întâmplă în Maramureș. Început de an și e bine să-ți faci de pe acum planurile de vacanță. Orice destinație ai alege, Agenția de Turism Marea Internațional Tur Baia Mare este partenerul ideal pentru achiziționarea vacanței tale de vis. Înscrie-te pentru o vacanță până în 31 martie și beneficiezi de reduceri de până la 25%. Informații suplimentare la telefon 0744 380184, email info@maratur.ro sau pe site-ul agenției www.maratur.ro.
tur.ro. Agenția de turism Marea Internațional Tur în Baia Mare, pe Bulevardul Unirii numărul 5, te așteaptă cu o vacanță la care visezi. Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu vă așteaptă cu servicii complete de medicină dentară și ca noutate pentru sigetul armației cu computer tomograf dentar. Diagnosticăm afecțiuni ale sinusurilor maxilare și ale articulației temporomandibulare, implantologie, ortodonție, chirurgie dentară, radiologie dentară, protetică dentară, pedodonție și estetică dentară sunt doar câteva dintre serviciile prestate de noi în cele mai bune condiții și de igienă la standarde europene. Strada Gheorghe Lazăr, numărul 32, la intrarea către Grădina Morii. Deschis de luni până vineri între orele 8 și 20, iar pentru urgențe stomatologice non-stop. Programări la telefon 0755 052 950. Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu. Pentru un zâmbet sănătos. Viitor mai bun pentru copiii instituționalizați sau pentru cei aflați în dificultate, promovând munca drept valoare, bucatele tradiționale și sănătoase. Asociația 123 Viitor a deschis în urmă cu 2 ani o carmangerie tradițională la Sighetul Marmației. Produsele și preparatele din carne sunt realizate după rețete tradiționale de meșteri cu renume în profesie, din ingrediente naturale și sunt vândute la cel mai bun raport preț-calitate din municipiu, în magazinul de prezentare de pe strada Plevnei numărul 2. Profitul este folosit pentru funcționarea celor 3 case de tip familial. Vă așteptăm în magazinul nostru de prezentare să descoperiți savoarea celor 45 de ani de tradiție. Pentru comenzi angro, sunați la numărul de telefon 0748 906 574 sau 0741 162 527. Asociația 123 Viitor, caritate și calitate. Vă așteptăm cu produse pascale pe strada Plevnei numărul 2. 123 Viitor urează tuturor clienților, colaboratorilor și membrilor asociației Paște fericit. Camera de Comerț și Industria județului Maramureș, prima cameră de sine stătătoare a județului Maramureș, este o organizație autonomă neguvernamentală de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non-profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate. Camera de Comerț Maramureș organizează cursuri de pregătire profesională, perfecționare și calificare. De asemenea, mai organizează târguri și expoziții. Este un reprezentant exclusiv al Romexpo în Maramureș. De asemenea, mai organizează prezentări de evenimente, aniversare, firme, seminarii, workshop-uri sau mese rotunde. De asemenea, mai oferă asistență, consultanță, întocmire, documentații pentru constituire sau modificare de acte constitutive. De asemenea, mai oferă consultanță și asistență în domeniul managementului calității. Totodată, furnizează informații structurate pe diferite domenii de activitate, informații privind programe de finanțare, emitere certificate de origine pentru exportatori de mărfuri sau produse în afara Uniunii Europene. Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Baia Mare, Bulevardul Unirii, numărul 16. Apelați cu încredere la serviciile noastre. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
Factorii meteorologici din această perioadă sunt extrem de periculoși pentru populație. Oscilațiile de temperatură bruște, care se înregistrează la intervale foarte scurte de timp, duc la probleme serioase de sănătate, avertizează specialiștii. Bolnavii cronici sunt cei care au cel mai mult de suferit, deoarece bolile lor se accentuează odată cu variațiile la nivel de temperatură, umiditate și presiune atmosferică. Cum afectează sănătatea schimbările bruște de temperatură, explică medicul de familie Ioana Antohi. În care factorii meteorologici sunt cu o evoluție foarte diferită, în sensul în care întâlnim oscilații mari în perioade scurte de timp. Dintre factorii meteorologici care influențează starea de sănătate și comportamentul oamenilor, cei mai importanți temperatura, umiditatea și presiunea atmosferică. În condițiile în care există o variație mare a acestor factori, organismul trebuie să se adapteze și cu cât diferențele de la perioade scurte diferențele sunt mai mari, cu atât și efortul pe care trebuie să-l facă organismul este mai mare din acest punct de vedere. Ce este important de știut este că în mod obișnuit, pentru persoanele sănătoase, acomodarea, adaptarea se face relativ ușor. Dar sunt categorii de persoane care sunt cu o adaptare mai dificilă și din rândul acestora fac parte copiii și persoanele vârstnice. În plus, trebuie să remarcăm că toate persoanele care au boli cronice sunt mai expuse din acest punct de vedere și factorii meteorologici pot să influențeze în mod major evoluția stărilor de sănătate. Care sunt cele mai frecvente afecțiuni din această perioadă? Din acest punct de vedere, trebuie să spunem faptul că, în mod obișnuit, acești factori nu produc boli direct, ci favorizează apariția unor boli sau modifică modul de evoluție a acestor boli. Din acest punct de vedere, bolile aparatului respirator și cardiovascular sunt cele mai importante. Astfel, din punctul de vedere al aparatului respirator, se favorizează apariția fenomenelor de infecție și suprainfecție și întâlnim foarte frecvent virozele cu care toată lumea este deja obișnuită, dar și bronșite și pneumopatii acute. Pe de altă parte, bolile respiratorii preexistente, cum sunt astmul și bronșita cronică sau broncopneumopatia cronică obstructivă, va evolua mult mai rău și va fi influențată situația respiratorie a pacientului în mod major. De asemenea, din punctul de vedere al aparatului cardiovascular, cele mai mari influențe sunt asupra hipertensiunii arteriale. Pacientul poate să simtă și să remarce oscilații importante ale valorilor de tensiune arterială și un rezultat mai slab al tratamentului pe care îl urmează. De asemenea, putem să avem în această perioadă intensificarea crizelor de angină pectorală la pacient și chiar declanșarea unor atacuri cardiace sau accidente vasculocerebrale. Sunt și alte sisteme care sunt influențate, cum este, de exemplu, sistemul imunitar. În această perioadă, imunitatea va scădea, fiindcă procesele implicate în imunitate sunt implicate parțial și în adaptarea la acești factori meteorologici, atunci consecința va fi o scădere a imunității și implicit o creștere a riscului infecțios la acești pacienți. Și sistemul nervos este implicat, se întâlnesc foarte frecvent durerea de cap, migrena, tulburări de echilibru, amețeli și în situații mai grave, bolnavi cu boli cronice psihice, printre care este și depresia, pot să aibă o evoluție mult mai dificilă. Ce putem face pentru a ne menține organismul întărit, care să facă față la aceste fluctuații de temperatură și la aceste predispoziții?
Din punctul acesta de vedere, oscilațiile cele mai importante sunt cele legate de temperatură și atunci, în mod obișnuit, trebuie să ne îmbrăcăm corespunzător pentru situația existentă. Pe de altă parte, este bine ca atunci când există diferențe mari de temperatură între mediul în care locuim și exterior, trecerea dintr-o parte în alta să se efectueze treptat, pentru ca să dăm posibilitate și timp organismului să se adapteze. La umiditate și la ceață sunt foarte reactiv persoanele care suferă de boli respiratorii cronice și în aceste situații este foarte important ca măsura posibilităților să evite trecerile de la o atmosferă cu umiditate normală la una cu umiditate foarte ridicată sau cu ceață. A crescut fluxul de pacienți cu astfel de afecțiuni în perioada aceasta, că acum sunt aceste fluctuații de temperatură? Da, există o creștere, dar o creștere, zic eu, moderată în această perioadă și sperăm că vremea se va stabiliza. Din păcate, ceea ce se observă de ani buni este că frecvența modificărilor meteorologice bruște este în creștere și în mod categoric ne așteptăm ca pe viitor influența acestor factori să fie mai importantă, dat fiind faptul că și amplitudinea acestor modificări este mai mare. Polițiștii băimăreni au fost supra-solicitați azi, asta pentru că aproximativ 600 de copii au cerut atenție și au pus zeci de întrebări cu privire la tehnica de lucru expusă în curtea Inspectoratului de Poliție din municipiul Baia Mare. A fost ziua porților deschise, o activitate premergătoare zilei Poliției Române, iar răspunsurile date de cei mici cu privire la ceea ce au văzut ei azi în curtea Inspectoratului au fost mai mult decât saburoase. Porțile Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș s-au deschis astăzi pentru cei dornici să descopere o parte din secretele muncii de poliție și să observe tehnica folosită în activitățile de prevenire, cercetare, constatare și combatere a infracționalității. Polițiștii și-au delegat o parte din sarcinile și atribuțiile de serviciu celor care au trecut pragul instituției. Cu mic, cu mare, aproximativ 600 de elevi ai unităților de învățământ băimărene au empatizat cu polițiștii, curioși să exerseze pe propria piele amprentarea, interesați în mod deosebit de exercițiile de dresaj al câinilor de serviciu, atenți la regulile de circulație explicate de polițiști înainte de a se urca la volanul autospecialelor sau pe motocicleta din dotare, prompți în a răspunde la întrebările adresate de polițiștii de prevenire și profund impresionați de forța și siguranța de sine pe care o transmit luptătorii din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, majoritatea au plecat din curtea Inspectoratului hotărâți că vor reveni și vor purta cu mândrie uniforma de polițist. Îndreptăm înspre nimeni. Dar de data asta facem excepție, da? Și dacă vreți, de data asta vreți să vă faceți poze careva, eu facem poze. Lasă să-l pe rând, așa. Hai să vedem cât e de ușor. E greu? Lasă-mi. Ți se pare greu? Este greu? Bucuroși că au fost la o astfel de acțiune, părtașii unui eveniment realizat în mod special pentru ei, copiii au folosit sirenele și stațiile autospecialelor din dotarea poliției rutiere pentru a le transmite oamenilor legii mesaje inedite de felicitare. Frumos! Ce ai văzut aici? Arme, cătușe și multe arte, chestii frumoase. Ți-ar plăcea să te faci polițist? Păi da, căci tatăl meu este.
De ce crezi că este frumoasă meseria de polițist? Păi, aperi, țara sau chestii astea și este frumos să fii într-un fel polițist. Cum te cheamă pe tine? Derman Tudor. Cum a fost asta? Ce ai văzut aici? Păi multe chestii bune, zic că eu spun că dresajul a fost foarte bun și mă bucur că am venit. Ce ți-a plăcut așa mai mult de câini? Ce ți-a plăcut mai mult pe aici? Ce ai mai văzut? Păi polițiștii, că buni cu oamenii și ajută. Ți-ar plăcea să te faci polițist când vei fi mare? Da! De ce? Păi, îmi place să ajut oamenii și păi, frumoasă meseria. Zine, ce ai văzut astăzi pe aici? Păi, astăzi am văzut mulți câini. Am văzut cum s-au luptat băieții din clasa noastră cu câine și câteva fete. Și ce ți-a plăcut pe aici așa mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut când a băgat hoțul la închisoare. Da? Da. Ți-ar plăcea să te faci tu polițistă când vei fi mare? Da, mie mi-ar plăcea să mă fac polițistă când voi fi mare. Da, de ce? Pentru că este o meserie frumoasă, prinzi hoți, dai amende. Cum a fost astăzi? Foarte frumos. Da, ce ți-a plăcut așa cel mai mult? Ce ai văzut? Echipajele de poliție. Și altceva ce ți-a plăcut? Câine. Și costumele. Ți-am plăcea să te faci polițist? Da. De ce? Să apăr lumea de lei. Hai, zi-ne ce ai văzut azi pe aici. Am văzut motociclete, bicicluri, mașini de poliție și mi-a plăcut tare mult. Da? Ți-am plăcea să te faci tu polițist când vei mare? Da. Dar de ce ai vrea să fii polițist? Că-i foarte tare. Și? Ce ai văzut azi pe aici? Eu am văzut astăzi dobă de poliție. Bun, de la început, ce ai văzut astăzi? Am văzut o dobă de poliție, am văzut o motocicletă și o mașină. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Motocicletă. Ți-a plăcut să te faci tu polițistă când ești mare? Da. Dar de ce? Pentru că foarte frumos. Prind hoții și... Ce ai văzut azi pe aici? Cum a fost? Păi am văzut câinii de poliție, am văzut pistoale și am fost pe o motocicletă. Și cum a fost pe o motocicletă? Foarte fain. Da? Ți-a plăcea să te faci tu polițist când ești mare? Da. Dar de ce? Pentru că am câini de poliție, am pistoale și pot să prind hoți. Acțiunea de astăzi se înscrie în programul manifestărilor dedicate Zilei Poliției Române. A devenit o tradiție ca în contextul aniversării Zilei Poliției Române, polițiștii maramureșeni să sărbătorească alături de cetățeni. Astfel, astăzi, Inspectoratul de Poliție a județului Maramureș a deschis porțile pentru cei dornici să vadă îndeaproape și să descopere o parte din secretele muncii de poliție. Cei care vor păși pragul instituției vor avea ocazia să vadă îndeaproape o parte din tehnica folosită de polițiști pentru descoperirea, constatarea și combaterea infracționalității. Festivitatea organizată de IJP Maramureș pentru aniversarea Zilei Poliției Române va avea loc vineri 25 martie la Centrul de Instruire și Marketing din Baia Mare. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea Maramedia. Rămâneți alături de noi, să aveți o seară frumoasă!